președinte, părinte decan, domnule decan, doamnelor și domnilor profesori, onorată asistență, vreau să-mi exprim și eu bucuria pentru a ne întâlni în acest format. În cadrul întâlnirilor pe care noi le avem deja de mai bine de 2 ani, organizate până acum la Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin Centrul de Cercetare și Dialog în Teologie, Filozofie și Știință. Și vreau să precizez că, dincolo de alte activități pe care le avem în cadrul centrului, acest tip de întâlnire, întâlniri lunare, au reprezentat o coordonată semnificativă a activității noastre. Am gândit inițial întâlnirile într-un format care să reunească specialiști cu preocupări în acest domeniu, relații între teologie, filozofie și știință. Practic, întâlnirile se realizau plecând de la, fără să existe o promovare explicită, prin adrese de e-mail și aceasta era ideea de a coagula un nucleu de specialiști care au acest tip de preocupare. În timp și într-un mod oarecum firesc, fără să forțăm lucrurile, am avut bucuria să constatăm că au fost întâlniri foarte reușită de-a lungul celor mai bine de 2 ani, cum spuneam. Și mai mult decât atât, cum spunea domnul profesor Sabin Totu, căutări și din partea tinerilor studenți sau masteranți, doctoranți, chiar prin prezența domnului profesor Zegând de la Universitatea de Medicină, am avut bucuria să avem în mijlocul nostru și medici rezidenți și chiar am fost contactat personal de unul dintre ucenicii domnului profesor. Și am, mai ales în ultimele luni, am constatat acest interes real dincolo de cercul specialiștilor. La ultima întâlnire pe care am avut-o în decembrie, am propus colegilor să existe un nou format al întâlnirilor, practic, schimbând două aspecte. Primul aspect, în sensul de a lărgi auditoriul, de a nu rămâne doar un dialog în cadrul specialiștilor și de a ne adresa unui public mai larg, punându-se accentul totuși pe ceea ce înseamnă o dezbatere foarte vie, o întâlnire foarte vie la Facultatea de Teologie, de exemplu, cei care ați participat, vă aduceți aminte, rămâneam ore întregi până chiar seara târziu, pentru că, dincolo de prezentarea unei teme, erau discuții, zic eu, foarte constructive și edificatoare. Și ne-am dorit să păstrăm aceeași atmosferă vie în care accentul să se pună pe o întâlnire efectivă. Deci acesta ar fi primul aspect. Iar al doilea aspect am considerat că este important să nu rămânem doar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, pentru că în moment ce vorbim de dialog între teologie, filozofie și știință, am vrut ca inclusiv la modul foarte concret să există o materializare a acestui dialog dincolo de ceea ce înseamnă o școală anume. Și plecând de la nucleul de profesor care s-a coagulat, domnul profesor Sabin spunea, am avut bucuria să constatăm, iată, că a existat o prezență nu doar din partea unor reprezentanți ai mai multor facultăți din universitatea noastră, Universitatea din București, dar au existat și există participarea unor profesori de la Universitatea Politehnică, în mod special un profesor universitar Răușan, de la început, în mod constant a fost prezent. La fel de la Academia de Științe Economice, domnul profesor universitar Costea Munteanu, de la Universitatea de Medicină, domnul profesor universitar Leon Zăvrean și, bineînțeles, colegi de la alte facultăți din cadrul universității. Și plecând de la această legătură deja care există între noi, am propus, bineînțeles, acolo unde există disponibilitate, întâlnirile să se desfășoare și în alte spații, în alte facultăți din cadrul Universității din București și chiar în cadrul altor universități. În felul acesta, pe undeva, cred că putem să ne adresăm, poate și într-un mod specific, plecând de la anumite teme de interes,
pentru cei care sunt angajați în domeniile respective. Și am convenit de comun acord acest lucru, propunând totodată ca moderarea, până acum moderam întâlnirile de la teologie, dar am propus ca moderarea să fie făcută de gazda care organizează evenimentul respectiv. Bineînțeles, nu doar din punct de vedere instituțional, ci și din punct de vedere relațional, întâlnirile reprezintă la modul concret o cooperare între Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie, Știință și centrele similare din celelalte instituții academice. Dar, la modul concret, întâlnirile vor fi moderate de către gazda evenimentului. În această seară, domnul profesor Sabin Dotu va modera această lecție. Vreau și eu la final, vreau să lungesc, vreau din suflet să vă mulțumesc, domnule rector, pentru că, dincolo de obligațiile foarte prezente pe care le aveți, ați avut amabilitatea să răspundeți invitației noastre și iată, prima întâlnire în acest nou format este chiar cu susținerea unei teme din partea domniei voastre. Vreau să fac o mărturisire aici, domnul rector, de mai mult timp, în mod foarte concret, a manifestat o preocupare vie pentru acest dialog între teologie, filozofie și știință. Am avut bucuria și să semnăm împreună un protocol de cooperare între Universitatea noastră și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și prin cooperarea celor două universități, am organizat conferința națională de teologie, filozofie și știință, iar domnul rector a fost prezent și vă mulțumim mult pentru toată disponibilitatea domnului rector și mai ales că ne faceți această bucurie de a începe în acest format întâlnirea noastră. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc.